Pacea Domnului Iisus tuturor. Cred că nu există un timp mai potrivit să vorbim despre înviere decât momentul în care toată lumea se pregătește să sărbătorească pe morții care vin printre noi la 1 noiembrie sau 31 octombrie, nu știu exact când. Dar pe acolo, pe undeva. Deci în momentul în care oamenii se pregătesc pentru un soi de ciudat Halloween, care și-a schimbat fundamental înțelegerea în ultimul timp, cred că este cazul să vorbim despre înviere. De ce? Pentru că întrebarea cu care am început întâlnirea noastră anterioară a fost cam asta. Cum de-am ajuns de la sărbătoarea tuturor sfinților, în care, spre exemplu, Martin Luther bătea pe ușa bisericii sale din Wittenberg cele 90 de teze ale sale, care evidenția Scriptura, cum de-am ajuns de la sărbătoarea respectivă la o sărbătoare a morților pur și simplu? Sau dincolo de morți, poate a spiritelor, pur și simplu. Cum de-am ajuns aici? Și deși am încercat un răspuns de dimineață, un răspuns mai puternic, mai serios, este faptul că odată cu sărbătorile despre care spuneam că le-am împrumutat din păgânism și am încercat să le creștinăm, am împrumutat și anumite concepții existențiale, concepțiile noastre în legătură cu viața și cu moartea. Și am ajuns la concluzia că omul nu poate să moară orice îi face. Din ce cauză? Pentru că poate să moară trupul, dar ceva din el rămâne și nu poate să moară. Și dacă mă întrebați cine a zis lucrul ăsta, după cuvântul lui Dumnezeu, ideea a fost implantată ca un chip în mințile oamenilor atunci, în grădina Edenului. Când Dumnezeu le spusese, vedeți că veți muri, și Satan a spus, hotărât, voi nu puteți să muriți. Ba mai mult decât atât, veți ajunge să fiți ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Între cele două variante, un Dumnezeu care a zis, fiți atenți că plata păcatului este moartea, și între un spirit care a venit și care a implantat ideea hotărât, nu se poate să muriți, ființa umană a stat și a pendulat pe cine să aleagă și pe cine să creadă. Și în final, a votat să creadă că nu poate să moară. Deci a mers pe ideea spiritului. Și de atunci încolo, oamenii mor. Și la căpătâiul fiecărui om care moare, se spune, nu moare. Spuneți-mi, vă rog, dacă există o credință mai mare decât asta. Să vezi cu ochii tăi cum omul moare și să spui că nu e adevărat. Să vă citesc un model de predică evanghelică extrem de populară azi. Am fost întrebat, spunea predicatorul, care va fi soarta acelora care părăsesc lumea într-o stare de păcat? Mor poate într-o stare de beție, de eprietate. Mor cu veșmintele nespălate de petele roșii ale crimei sau mor așa cum a murit acest tânăr. Vorbea despre tânărul la care îi ținea slujba.
Mor așa cum a murit acest tânăr, fără să fie avut vreodată o credință sau fără să fie experimentat vreo religie. Se pare că tânărul respectiv era în situația asta. Suntem mulțumiți cu ceea ce ne spun Scripturile. Răspunsul lor va rezolva această problemă grozavă. Și trece la un exemplu. Amnon, fiul lui David, era peste măsură de păcătos. Nu se pocăise, s-a îmbătat și în stare de beție a fost ucis. David era profetul lui Dumnezeu, el trebuie să fi cunoscut dacă soarta lui Amnon avea să fie rea sau bună în lumea viitoare. Care a fost exprimarea inimii lui? Citează din Sfânta Scriptură. Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon. Ce concluzie poate deduce din această vorbire? Nu e așa că suferințele veșnice nu erau o parte din credința religioasă a lui David, adică lui nu era frică cum că Amnon a ajuns în iad. Așa înțelegem noi. Și aici descoperim un argument puternic pentru susținerea unei ipoteze mai plăcute, mai luminoase, mai binevoitoare cu privire la curăția și pacea universală de la urmă. Vreau să vă aduc aminte că nici noi nu credem în iad. Sigur că da. Dar ceea ce urmează de aici încolo este cu totul altceva și nu este deloc în concordanță cu Sfânta Scriptură. El, David, a fost mângâiat văzând că fiul lui era mort. De ce așa? Pentru că prin ochiul profeției el putea privi înainte la un viitor glorios, să vadă că fiul lui, scăpat de toate ispitele, eliberat de robie și curățit de stricăciunea păcatului. Mă opresc puțin aici, voi relua această frază, dar vă întreb cine îl curățise de păcat și le liberase de stricăciunea robiei. Cine? Asta este o problemă. Pentru că vorbitorul are impresia că prin moarte s-a curățit de stricăciunea păcatului. Este ca și cum moartea are un efect curățitor. Complet eronat. Da? Reiau discursul. Prin ochiul profeției, el putea privi înainte la un viitor glorios, să vadă că fiul lui scăpa de toate ispitele, eliberat de robie, curățit de stricăciunea păcatului, după ce a fost făcut îndeajuns de sfânt și luminat. Încă o dată, cine l-a făcut sfânt? Foarte interesant că el nu-l cunoscuse pe Iisus Hristos, nu credea în Iisus Hristos. Cine l-a făcut sfânt? Și din nou ajung la concluzia că, în mod ciudat, cei ce prezintă argumente în felul acesta, ei cred că la moarte se produce o schimbare de natură, de caracter și că moartea îndepărtează și păcatul și de asemenea și înnobilează. Corect? Complet incorect. Iisus Hristos este singurul care poate spăla păcatul, care poate curăți, care poate îndreptăți. Deci, încă o dată, după ce a fost făcut îndeajuns de sfânt și luminat, a fost primit în adunarea spiritelor înălțate în bucurie. Singura lui mângâiere a fost aceea că, fiind mutat din această stare de păcat și de suferință, iubitul lui fiu se dusese acolo unde adierile plăcute ale Duhului Sfânt aveau să se reverse peste sufletul lui întunecat, acolo unde aveau să fie descoperite minții lui înțelepciunea cerului, adierile dulce ale iubirii nemuritoare și în felul acesta era pregătit cu o fire sfințită să se bucure de odihna și de societatea moștenirii cerești. Am o întrebare din nou pentru dumneavoastră. Dacă lucrurile ar sta așa cum prezintă acest vorbitor aici, vreau să vă întreb câți oameni ar fi mântuiți? Toți. Nici unul n-ar fi nemântuit, pentru că moartea îi paște pe toți oamenii. Și dacă moartea este elementul care schimbă, care nobilează, care rezolvă toate lucrurile, atunci înseamnă că toți oamenii morți sunt mântuiți, sunt rezolvați.
În aceste gânduri am dorit să se înțeleagă că noi credem că mântuirea în ceruri nu depinde de nimic din ceea ce facem în această viață, nici de o schimbare actuală a inimii, nici de credința de acum sau de o mărturisire a religiei. Punct. Deci, încă o dată, sigur, am citit această expunere, această predică, pentru a înțelege unde suntem. Pentru a înțelege de ce este necesar în momentul acesta să vedem cum lucrează Dumnezeu și importanța învierii. Pentru că nu moartea schimbă starea unui om, nu moartea nobilează un om, ci trebuie să fie altceva. Și vorbim acum de meritele ispășitoare ale Domnului Iisus Hristos. Predica respectivă este prezentată în Cartea Tragedia Veacurilor, la capitolul Prima Mare Amăgire. Acest fel de a predica, repet, este extrem de comun în zilele noastre și a devenit una dintre șabloanele sau unul dintre șabloanele pe care le găsim întotdeauna la înmormântări, astfel încât pastorii am ajuns în situația să îi trimitem pe toți unde? În cer. Pe toți îi trimitem acolo. Ar trebui să fim mai grijulii aici, pentru că nu noi suntem aceia care decidem. O altă provocare vine din ceea ce am citit în întâlnirea noastră trecută, astăzi, atunci când, din capitolul Lucrarea Duhurilor Rele, am găsit următoarea afirmație. Se vede o tendință crescândă de a nu crede în existența duhurilor rele. Deci, haideți să înțelegem. Dacă e vorba de duhuri și de o lume spirituală, toată lumea crede în lumea spirituală. Sunteți de acord cu mine? Ideea de paranormal este peste tot. Dar, într-adevăr, toată lumea nu crede în existența unui paranormal rău. Cu alte cuvinte, unor duhuri rele. Dacă nu există duhuri rele, atunci toate duhurile care sunt dincolo, cum sunt? Bune. Are rost să te ferești de anumite duhuri? Are rost să faci deosebirea între înger și demon? Are rost? Nu. Cu toate astea, Scriptura face o deosebire categorică între înger și demon. Și Scriptura ne avertizează foarte direct că este o primejdie teribilă să crezi că ai de-a face cu un înger de lumină și el să fie un demon. Căci și Satan se va preface într-un Hristos, iar slujitorii săi în înger de lumină. Oamenii sunt atât de fericiți astăzi în zona asta a spiritismului să aibă un sfătuitor dincolo, în lumea cealaltă. Nu contează pe cine. Nu contează de ce natură. Să-i șoptească cineva ce va fi mâine. Să-i spună cineva viitorul. Să îi ia grijile de deasupra sau din psihicul său. Mai ales conducătorii de state. Mai ales conducătorii de companii și așa mai departe. Vor să știe ce se întâmplă mâine. Cum va fi cu bursa? Va cădea? Nu va cădea? Ce să fac? Cum să investesc? Oamenii au nevoie. Și ajung să creadă că toate duhurile din paranormal sunt bune. Și să dorească compania lor. Punctul numărul 2. De asemenea, o tendință crescândă de a crede că îngerii sfinți sunt, de fapt, duhurile celor morți. M-aș fi bucurat să rețineți lucrul acesta. Cu alte cuvinte, eu când citesc Sfânta Scriptură și dumneavoastră, întâlnim îngerii lui Dumnezeu, care sunt slujitori ai lui Dumnezeu, care slujesc pe cei care caută mântuirea. Așa spune Sfântul Apostol Pavel.
În lumea din jurul nostru, cei ce nu citesc Biblia și n-au informația Scripturii, lumea de dincolo, paranormalul, este plin de îngeri, în ghilimele, care sunt cine? Care sunt strămoșii. Care sunt sufletele morților. Ei își cheamă părinții, ei își cheamă rudele și au impresia că universul le este prieten datorită acestei naturi comune, și anume firea umană. Știe și el cine sunt eu, că a fost și el om și acum mă poate ajuta. Ha? Ideea aceea de război între bine și rău nu există. Ideea că Dumnezeu are îngerii lui și că există dincolo, de partea cealaltă a frontului, o știre teribilă, care vor să-l rănească pe Dumnezeu rănind pe cei iubiți ai lui, care sunt oamenii, ideea aceasta este străină de asemenea. Având în vedere această perspectivă, Hollywoodul, iertați-mă, Halloween-ul, este portretizat de Hollywood într-o modalitate în care o dată pe an morții vii se amestecă printre noi. Morții, repet, morții vii. Walking dead. Da? Se amestecă printre noi. Trăim într-o zonă de extrem misticism, extremă superstiție. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, Domnul Iisus Hristos, la versetul 22, spune: mulți în ziua aceea îmi vor zice: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Deci, e vorba de proroci. O mulțime de proroci. Apoi, n-am scos noi draci în numele Tău? E vorba de o mulțime de exorciști. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? E vorba de o mulțime de persoane religioase cu daruri carismatice. Acești oameni au convins lumea. Lumea a umblat după ei datorită prorociei, datorită scoaterii demonilor, datorită minunilor. Lumea întreagă a fost convinsă de ei. Versetul 23, atunci le voi spune curat, fără dubiu: niciodată nu v-am cunoscut. N-a fost niciun moment când eu să vă fi cunoscut. Cum e posibil? Vă dați seama, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vom trăi o vreme în care aceste practici vor umple lumea, în timp ce Dumnezeu spune aceste fenomene n-au nimic de a face cu mine. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați. Și apare aici factorul fără de lege, care se coroborează cu omul fără de legii și care ne conduce la ideea de sfârșit. Că la sfârșit omul fără de legii se va arăta, va intra în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și astfel că omenirea întreagă îl va urma. Spiritualizarea lumii, paranormalul și fără de legea fac echipă comună
lucrează în felul acesta. Nu voi dori niciodată să merg în ideea unui legalism, dar nu voi dori niciodată să uit de legea lui Dumnezeu ca fiind sfântă, dreaptă și bună și ca fiind caracterul său plin de iubire. Având în vedere perspectiva aceasta, cum să spun, pericolul și de asemenea provocările, aș avea nevoie în clipele care urmează să urmărim împreună un lucru și anume elementul care rezolvă întreaga această problemă. Este un singur cuvânt și anume învierea. Învierea. Dacă creștinismul ar crede în înviere, toate aceste lucruri despre care vorbim acum ar fi înțelese cu totul altfel și ar fi rezolvate în manieră biblică. Aș vrea să încep cu concluzia și să spun de la bun început un lucru și anume, nimic nu se întâmplă după moarte, înainte de înviere. Repet, nimic nu se întâmplă înainte de înviere, dar absolut nimic. Moartea nu este un element care schimbă ceva în om. Prin moarte omul nu este transformat în ceva superior, prin moarte omul nu scapă de păcat, prin moarte omul nu se transformă în altceva. Nu. Toate aceste lucruri vor funcționa abia după înviere. Și în cadrul planului lui Dumnezeu, în care El va hotărî învierea în dreptul fiecăruia dintre noi. Și pentru asta vă rog să urmăriți împreună cu mine câteva texte din Sfânta Scriptură. Haideți să începem. Rog media să mă ajute. Mulțumesc! Vă voi pune înainte două versete biblice și vă rog să-mi spuneți cum le înțelegeți dumneavoastră. La rugul aprins, Dumnezeu îi se adresează lui Moise în pustia Madianului cu cuvintele: Eu sunt Domnul Dumnezeului Abraham, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Acum, noi știm că Avram, Isaac și Iacov, pe vremea lui Moise, erau morți. Ce înseamnă că eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov? Și mai departe, Domnul Iisus Hristos, pentru că este vorba de Marcu 12, 26, 27, zice Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii care vă mai rătăciți. Nu vi se pare că de aici ar apare ideea că Avram, Isaac și Iacov erau vii? Nu vi se pare așa? Am putea înțelege așa, da? Deci, vreau să vă întreb dacă s-ar putea înțelege așa. Nu mă interesează dacă sunt singur. Eu vă întreb dacă s-ar putea înțelege așa. Mulțumesc, cei mai mulți așa înțeleg. Perfect. Țineți cont și țineți și rămâneți la ideea asta. 2. Faptele Apostolilor 2:31. Citează din profeți și spune sufletul lui, adică al Domnului Iisus Hristos, nu va fi lăsat în locuința morților. Wow! Ce înțelegeți prin asta? Că sufletul ajunge în locuința morților, dar va fi scos de acolo. Ceea ce înseamnă că sufletul va fi... Deci va trăi sub formă sufletească. Sufletească. Spirituală, mulțumesc. Paranormală. Și trupul lui nu va vedea putrezirea, dar nu zice că concomitent. Unul înainte, unul după. Vreau să vă întreb, se poate înțelege așa? Bun. Și acum fiți atenți. Fiți atenți la rezolvare. Matei 12:26. În ce privește învierea morților, oare n-aș citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ci a spus Dumnezeu
când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, vreau să-mi spuneți despre ce vorbește acolo? Despre înviere. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, înseamnă că nu înțelegem cum gândeau oamenii aceia. Când zic, când zice acolo, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, spune clar cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos a vrut să vorbească despre înviere. Iar noi citim astăzi și să zicem, păi să vezi că s-ar putea întâmpla să trăiască după ce au murit, că sufletul le umblă, că este, că sunt în cer la Dumnezeu. Nu. Vorbea saduceilor care nu credeau în înviere. Era vorba despre înviere. Bine, Domnul Iisus Hristos vorbea saduceilor, dar gândiți-vă că pe vremea lui Moise, când Domnul Iisus Hristos s-a recomandat în felul acesta, el vorbea ca un Dumnezeu al învierii. Și făcea trimitere spre momentul învierii. Și când spune mai departe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți și al celor vii, tare vă mai rătăciți, făcea trimitere într-adevăr la înțelegerea saducheilor, care nu credeau în înviere. Și acum vreau să vă întreb, dacă nu credeau în înviere, în ce credeau? Exact. Ei împrumutaseră filozofia greacă. Erau oameni care credeau în nemurirea sufletului și în conformitate cu nemurirea sufletului este ilogic ca un om care după moarte ajunge la o stare de existență superioară, după aceea să mai aibă nevoie de înviere. Ce nevoie mai ai de înviere? Dacă după moarte nu mai cunoști timpul, nu mai cunoști spațiul, nu mai ai nevoie de nimic, ești supratemporal, supramaterial și așa mai departe, ai ajuns în rai dacă vrei și atunci de ce mai ai nevoie de înviere? Și în mod normal, logic, saducheii anulaseră învierea. Se întâmplă așa și astăzi? Ciudățenia este însă că noi ca și creștini, în timp ce credem oarecum în nemurirea sufletului, noi, ca să armonizăm Scriptura, credem și în înviere. Și spunem așa, într-o parte, omul moare la un moment dat și trăiește supramaterial, în spirit, și după aceea, la înviere, el coboară în trup și va trăi după aceea și trupește. Și le amestecăm într-o variantă sau într-o manieră în care saducheii de pe vremea Domnului Iisus Hristos ne-ar demonstra că suntem complet iraționali și că Scriptura, nici Scriptura și nici rațiunea nu poate să accepte așa ceva. Vom vorbi imediat și despre el. Fapte 2:31. Sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților. Pavel spune, iertați-mă, Petru spune, despre învierea lui Hristos a prorocit și au vorbit el când a zis că sufletul nu va fi lăsat în locuința morților. Deci, când a fost scos sufletul Domnului Iisus Hristos din locuința morților? După înviere. Sufletul Domnului Iisus Hristos n-a fost scos înainte de înviere. Mai mult decât atât, aș putea spune, până la înviere, în viața Domnului Iisus Hristos, nu s-a întâmplat nimic. Toate lucrurile care s-au întâmplat, s-au întâmplat după înviere. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos se adresează Mariei, Maria, nu m-am suit la Tatăl meu. Nu m-am suit la Tatăl meu. Nu se întâmplase nimic. Repet, nu se întâmplase nimic. Haideți să mergem puțin mai departe. Uitați-vă o gândire nouă testamentală și aici ajungem la Ioan. La Ioan care vorbește despre Lazar, moartea lui Lazar. Ioan 11:11. După aceste vorbe, Domnul Iisus le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Parabola este simplă. Un om care doarme trebuie să fie trezit ca să poată să facă ceva. Și Mântuitorul spune, mă duc să-l trezesc. Dacă nu-l trezesc, va predica? Frate Cornel, nu va predica dacă doarme. Nu va predica.
Versetul 24, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Marta vorbește în conformitate cu ceea ce au fost învățați ei ca iudei. Așa gândeau iudeii după Sfânta Scriptură. Va învia, va învia? Sigur că da. În ziua de apoi. Iisus i-a zis, tu știi că eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit la trecut, va trăi la viitor. Va trăi când? La înviere. Dacă s-ar fi referit la altceva, Mântuitorul ar fi zis, oricine ar fi murit, chiar dacă ar fi murit, trăiește. Nu spune trăiește, spune va trăi. Repet, nimic nu se întâmplă până la înviere. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. E, și aici cineva poate să comenteze și să spună, dar cum adică nu va muri? Pentru că Ioan 11 cu 11 spune, nu va muri, dar va adormi. Va adormi. Pentru că moartea este doar moartea a doua. Numai moartea a doua poate să fie considerată moarte. Prima moarte este somnul, da? Așa învățăm. Domnul Iisus Hristos așa tâlmăcește existența noastră. Moartea aceasta, punerea noastră în mormânt, este punerea la somn. Apropo, cu ocazia aceasta Domnul Iisus Hristos plânge. Iisus plângea. De ce plângea Iisus? Oamenii nu înțelegeau. Marea majoritate își imaginează că Iisus plângea datorită faptului că stătea la mormântul lui Lazar și Lazar murise. Și ca orice om simte durerea despărțirii. Din nou, nonsens. Iisus este învierea și viața. Stătea viața vis-a-vis de moarte, era pe punctul să biruiască moartea, nu avea niciun rost plânsul respectiv. Și cartea Hristos Lumina Lumii atrage atenția asupra unui lucru extrem de sugestiv. Spune Domnul Iisus Hristos, n-a plâns pe Lazar. I-a plâns pe cei ce erau acolo și plângeau pe Lazar ca și cum n-ar avea nădejde. Plânsul lor deznădăjduit, când ei aveau în mijlocul lor viața, faptul că nu recunoșteau puterea Domnului Iisus Hristos, toate lucrurile acestea îl făceau pe Mântuitorul să plângă de mila celor ce plângeau, nu de mila celor morți. Dacă nu și-ar fi manifestat neînțelegerea și lipsa de credință cei de acolo, îndoliații, Domnul Iisus Hristos ar fi plâns vreodată? Repet, dacă nu plângeau îndoliații, Domnul Iisus Hristos ar fi plâns? Niciodată. Niciodată. E o lecție și pentru noi când plângem. Este o lecție și pentru noi când intrăm în disperare cu ocazii de felul acela. Poate că și Iisus Hristos plânge, dar nu va plânge niciodată pentru cei ce au adormit. Va plânge pentru cei care plâng fără nădejde, care nu recunosc pe Iisus Hristos, care n-au adus viața în viața lor, așa mai departe. Crezi lucrul acesta? Tare frumos! Faptele 2 cu 29, revenim la cuvântarea Sfântului Petru în jurul sărbătorii cincizecimii. Petru spune că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun de-a dreptul că a murit, unu, a fost îngropat, doi, și mormântul lui este în mijlocul nostru până ziua de azi. Așa este gândirea nou-testamentală, care moștenește gândirea vechi-testamentală în legătură cu morții. Ce înseamnă că mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi? N-am
Unii spun mormântul, dar el nu. Nu, nu e vorba de asta. Mormântul este locul unde un om doarme până în ziua învierii. Mormântul lui înseamnă că el era acolo. Versetul 34 merge mai departe și spune, poate că voi credeți că David, care era profet și care era, eu știu, alesul inimii Domnului, poate credeți că a trăit după moarte, că așa crede majoritatea, sufletul lui s-a ridicat și unde trebuia să se ducă? În iad, în niciun caz, că era profet. Trebuia să se ducă în cer. Și textul spune, David nu s-a suit în ceruri. Punct. Cum, Doamne? Nu s-a suit în ceruri? În iad n-are cum să fie? E așa în așteptare? Doarme. Doarme. Versetul 31, despre învierea lui Hristos a prorocit el când a zis sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Iată-l pe David care vorbește despre înviere. Și el stă acolo așteptând învierea. Nu știu cum, nu m-aș angaja de acum încolo la o discuție interminabilă cu prietenii și frații noștri creștini care cred în nemurirea sufletului. Aș vorbi doar despre înviere și aș spune simplu, nimic nu se întâmplă înaintea învierii, cu alte cuvinte, nimic nu se întâmplă fără înviere. Fără înviere nu se poate să se întâmple ceva. Până și textul la care făcea referire fratele Cornel, despre Domnul Iisus Hristos care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, spune că s-a dus să propovăduiască în același duh în care a înviat și din nou apare învierea acolo. Și învierea este un macaz extrem de important pentru a înțelege ce se întâmplă în planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Fapte 24:15, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și o înviere a celor nedrepți. Cine nu învie? Poftiți? Cine nu învie? Nimeni! Toți trebuie să învie. E adevărat că în două grupări, spune aici, cei drepți odată, cei nedrepți altă dată. E treaba lor. Și Dumnezeu spune așa, când vor învia cei nedrepți, atunci vor cunoaște moartea, moartea a doua. Cei drepți vor cunoaște doar somnul. Cei nedrepți vor cunoaște moartea. Apocalipsa 20:4, am văzut niște scaune de domnie, celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Ei au înviat, au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Vă rog să observați, sfinții nu au acces la cer decât după ce învie. Prin înviere. Versetul 5, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere și imediat după aceea se comentează, aceasta este moartea a doua. Până la înviere nu se întâmplă nimic. Evrei 11 este capitolul credinței. Vă aduceți aminte, este capitolul acela în care apostolul Pavel face lista eroilor credinței și începe să spună Abel, Noe, Enoch, Lot, Avram și după aceea spune toți aceia care doreau o patrie mai bună și n-au primit o patrie mai bună, ci le-au făcut de departe semn cu mâna. I-au salutat.
Dar n-au ajuns la ele. Și în final el spune la sfârșitul capitolului, toți aceștia, măcar că au fost oameni credincioși, au fost lăudat pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică n-au primit ce? Nimic din mântuire. N-au primit țara cea bună, n-au primit viața veșnică, n-au primit nimic. N-au văzut cerul, nu s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Nu, n-au primit nimic. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Cu alte cuvinte, ei n-au ajuns, ei ne așteaptă. Ei ne așteaptă. Din ce cauză? Ca să fim împreună. Când? La înviere. Nimic nu se întâmplă până la înviere. N-au primit ce le fusese făgăduit. Dragii mei, fără înviere, morții rămân morți. Fără înviere, ei n-au cum să umble printre noi. Fără înviere, Halloween-ul nu ne pune în legătură cu morții noștri, ci ne pune în legătură cu spirite care umblă printre noi. Externalizări ciudate care au avut loc în ultima vreme. Manifestări oculte pe care le putem sau nu le putem explica. Le numim uneori obiecte zburătoare neidentificate. Cine știe despre ce o fi vorba? Nici nu știi. Nu vreau să spun că OZN-urile neapărat fac parte din categoria asta, dar gândiți-vă simplu fapt că sunt neidentificate. Pot să fie orice. Mintea umană este deschisă la tot felul de apariții, la tot felul de exerciții. Satan se va preface într-un înger de lumină. Ce fel de OZN-ul este ăsta? Glumesc. Adică nu vreau să înțelegeți că amestec așa zisa știință cu presupozițiile noastre. Dar neidentificarea noastră nu face altceva decât lasă spațiu unei posibilități infinite de manifestare. În legătură cu această situație, vă mai invit în câteva momente să deschideți cu mine Scriptura în 1 Corinteni 15. Este un capitol de excepție pe care l-a scris pentru noi, pentru zilele din urmă, Sfântul Apostol Pavel. Versetul 12. Deci 1 Corinteni 15 cu 12. Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu există o înviere a morților? Logica lui Pavel, a înviat Iisus Hristos din morți, trebuie să existe și o înviere a morților. Fără înviere a morților, fără înviere a morților, vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă cu morții. Poftiți? Lăsați-i morți. Lăsați-i morți. Pentru că singura șansă a unui om este învierea. Și aici se face o legătură simplă și argumentul este: a înviat Iisus Hristos? Există o înviere a morților. Când se va schimba starea morților? La înviere, prin Iisus Hristos. Nimic altceva. Textul vorbește mai departe și spune numai că Iisus Hristos a murit pentru noi. E adevărat? E adevărat. Reducere la absurd. Ce s-ar întâmpla cu aceia care au murit în Iisus Hristos? Ce înseamnă să mori în Iisus Hristos? În credința în El. Ce se întâmplă cu aceia care au murit în Iisus Hristos dacă n-ar fi învierea morților? Fiți atenți un lucru. Dacă ar exista suflet nemuritor, dacă sufletul ar fi nemuritor, atunci
cei ce au murit în Iisus Hristos, sufletul lor ar trebui să se ducă unde? La Iisus Hristos. Dacă s-ar merge pe ideea aceasta, este reducere la absurd. Încă o dată, Scriptura nu spune asta. Dar dacă eu merg după filozofia populară, care uneori ne conduce mintea, dacă sufletul este nemuritor și dacă cineva a murit în Iisus Hristos, înseamnă că sufletul nemuritor se duce unde? Sub altar. Sub altar, la Domnul Iisus Hristos. Petru spune, sufletul lui David... David nu s-a suit în cer. Ceea ce îmi arată că este o imposibilitate. Ceea ce îmi arată că nu este în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, aici apare un text mai jos și spune un lucru. Dacă nu există învierea lui Iisus Hristos, spune versetul 17, deci dacă n-a înviat Iisus Hristos, înseamnă că nu există învierea morților, corect? Și dacă nu există învierea morților, versetul 18 spune, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Gândul ăsta este extraordinar. Răspunde la o mulțime dintre cei care gândesc popular și zic așa, nu, noi am murit în Iisus Hristos și acum să vezi că totuși suflet... Nu, nu, nu. Dacă nu există învierea morților, cei ce au murit în Iisus Hristos, ca și cei ce n-au murit în Iisus Hristos, sunt pierduți pentru că nici un om nu poate să scape din mâna morții decât prin înviere. Învierea este metoda pe care Dumnezeu a pus-o la punct pentru noi, pentru a scăpa de sub puterea morții. Învierea este aceea care biruie moartea, este elementul prin care Iisus Hristos biruiește moartea. Unde este boldul tău, moarte? Și textul spune, în sfârșit, în legătură cu, și, sigur, timpul este înaintat, dar în legătură cu învierea. Învierea este fenomenul acela în care omul învie în trup. Nu există existență descărnată din punct de vedere al Scripturii. Citesc repede cu dumneavoastră tot din 1 Corinteni 15, versetul 35. Cum învie morții? Cu ce trup se vor întoarce? Asta este preocuparea lui Pavel. Nu este vorba de o existență fără trup. Nu. Și până la înviere nu se întâmplă nimic. Versetul 42. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. 44. Semănat în trup firesc, învie în trup duhovnicesc. 47. Omul dintâi este din pământ, al doilea este din cer. 51. Vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Cum? 53. Trebuie ca trupul acesta să se îmbrace în neputrezire. Dragii mei, iubirea lui Iisus Hristos pentru om este întreagă. Voi încheia cu Isaia, capitolul 26. În care sunt surprins de modul în care Dumnezeu gândește, modul în care Dumnezeu vede viața. Versetul 19. Să învie dar morții tăi și urmează să se scoale trupurile mele moarte. Iubește Dumnezeu, e dor Dumnezeu după făptura mâinilor sale. Este dovada frumoasă a iubirii lui Dumnezeu și a căutării lui Dumnezeu după chipul său, făcuți după chipul său, într-o neasemănare cu lumea aceasta, ci într-o asemănare cu El, în perspectiva unei asemenea
legături între noi și Dumnezeu. Învierea face parte din planul lui Dumnezeu de reabilitare. Omul este răscumpărat complet. Rănile lui au plătit pentru rănile noastre. Suferințele lui pentru suferințele noastre. Trupul lui frânt pentru trupul nostru. Sângele lui pentru păcatele noastre. Această viziune completă ne dă posibilitatea să privim afară lumea lucrurilor văzând-o frumoasă și căutând în ea dovada frumuseții lui Dumnezeu. Când soțul dă soției o floare, el nu dă floarea lui, el dă floarea lui Dumnezeu. Și acolo în floarea aceea este pusă gramul, sau poate mai mult decât un gram, de iubire și de frumusețe. Aducând aminte că și în trupul meu și în trupul tău, asemenea unei flori, Dumnezeu a pus atât de multă, atât de mult bine, atât de mult frumos, încât Dumnezeu va dori răscumpărarea trupului nostru. Răscumpărarea vieții noastre. Haideți să ținem minte, până la înviere, între moarte și înviere nu se întâmplă nimic. Totul se poate numai prin învierea împreună și prin Iisus Hristos. Amin. Vă voi invita să cântăm împreună o cântare în legătură cu învierea și cu puterea extraordinară a Domnului Iisus Hristos, putere care garantează biruința Lui. Un gând pe care nu l-am amintit încă, dar pe care aș vrea să-l elaborați dumneavoastră mai departe, este că, în mod ciudat, creștinii au atenția asupra învierii când sărbătoresc duminica în locul sabatului. Dar neglijează învierea ca fenomen escatologic, ca fenomen al răscumpărării lui Iisus Hristos atunci când împrumută și cred nemurirea sufletului. Haideți să vorbim despre puterea lui Iisus Hristos de a răscumpăra omul întreg. Venim, Tatăl nostru, înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că L-ai înviat pe Domnul Iisus Hristos ca prim rod al învierii noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai răsturnat starea de existență a lumii noastre atunci când ai pus într-o lume a păcatului puterea ta de viață prin învierea pe care ne-ai promis-o. Îți mulțumim, Doamne, pentru că prin înviere ai transformat moartea într-o odihnă, într-un somn. Îți mulțumim pentru că cimitirul, datorită răscumpărării tale, este numit dormitorul credincioșilor tăi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai învățat să nu ne fie frică de moarte, ci mai degrabă să ne fie frică de necredința noastră în legătură cu puterea Ta. Datorită acestor lucruri venim înaintea Ta să Te rugăm să ne înveți mai departe, să ne conduci mai departe, să ne întărești credința, să faci ca Duhul Tău cel Sfânt să fie Duhul vieții în fiecare dintre noi. Și dacă am experimentat nașterea din nou, ajută-le, Părinte, să experimentăm și învierea spirituală împreună cu Tine. Prin Domnul Iisus, în numele Său, Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.